Dacă știți ceva despre asasinarea asta, sau dacă nu, Știu, continuăm. Gheorghe, dar știi cum? Prima. A avut loc o crimă. La mine, de la început, au apărut mai multe întrebări, gen, băi, de ce, dacă presa mondială scrie despre acest interlop, că controla în nordul Marii Britanii tot traficul de droguri, că a încercat să evadeze când era sub convoi dintr-o pușcărie, îl duce la altă, au murit și oamenii, adică polițiștii au blocat. A fugit din pușcărie din Turcia, deci e un kamikaze, știi, Deci era adică, băiat serios. da. Și de ce acest băie serios nu era supravegheat non-stop? Că la noi au timp pentru politicieni, pentru partide, n-au probleme cu resursele umane. Șașii de la SIS, șașii de la MSI, sunt de filaj. Oare toți erau preocupați de politicieni cu filarea opoziției și de atâta nu le aveau, n-aveau resurse umane necesare ca să fie filat acest interlop și alții? El era la masă cu un alt interlop cu care au stat și în pușcărie împreună, cetățeana Norvegiei de origine turcă. Toată țara au văzut aceste imagini, poze, video, cum cu lisapeta omul trecea, cum se deplasa, s-au văzut clar și arma. Deci, a noștri după cămeri, majoritatea camerelor erau de-a cuiva, dar nu făceau parte din sistemul național de securitate. Au stabilit că au ajuns killerul până la parcul Dimo. Acolo l-au pierdut, că au intrat în parc și astea. Ce fac gospodarii noștri? Normal, trebuie atât forțele care erau și care nu erau. La noi doar tare repede poate să vii 5.000 de oameni din raioane să aducă când e vorba de proteste și apără guvernul, parlament. Au verificat parcul în linie, știi când? A doua zi. A doua zi. Și și-o așteptat, că el să facă șașlâc acolo, să tragă vorbalcă, scalde, să duc la tir să împuște, că tot e acolo tir în linie. Doi, nu au fost invitați experți chinologi. Adică chiar era proaspăt, e parc, hai că un oraș cu câinile e greu de lucrat, că sunt mii de oameni, îți pierd urmele, până stabilești tehnica, antenele, și care telefoane au fost în mișcare și mai departe. Chinologul tot nu a fost chemat. Partea turcă vrea să iei cadavru acasă, rudele, mă rog. A noștri nu-l dau. O prut engleză. Deci Marea Britanie este foarte cointeresată în acest interloc. Și aici au început să apară lucruri și mai interesante. Cum ar fi? Englezii au cerut au nevoie de probă ADN. Testul DNA, că nu e vreun dvainic. Adică ca să fie clar că e omorât acela care Care serviciile o căutau ei. care îl căutau ei. A noștri zic, vă facem noi testele ADN și vă trimitem. Zic, nu, că la voi cu vă $500 poate schimbi și trupul. Și englezii vin marți. A noștri azi au dat la știri că marți vine echipa din Scotland Yard pentru colaborare pe crimă. Băi, vin să iei testul DNA, că ei nu cred pe noștri. Și acest interlop care a fost împușcat și mulți alții, am înțeles că există și o schemă la noi, Republica Moldova. Știi care? Ca să-i ajute să stăi la noi. Deci astăzi, oare trebuie să fie decizii de judecată de extradare? Când este vreun dosar în țară de unde se cere o persoană să fie extradată, apoi omul nu poate fi extradat. Și aici cineva pentru bani le-a făcut încă niște dosare de-a noastră interne. Și s-au rubli ca cumva să-i ajute să nu fie dați. În toată această situație e implicată o persoană, tot cetățeana Turciei. Ți-am mintit istoria cu 200 de kilograme de heroină pe Oh, timpul lui veche, Gorbolea, procuror general, pe timpul comuniștilor. Apoi, unul din organizatorii la acel trafic, deci această persoană îi dau litera M. Nu vreau să intru amu în detalii când astea. El îi dă bătaie și azi la noi pe aici, prin piață. Și a fost crâșuit până amu de un fost ministru din interne. Așa o leacă pleșcat, o leacă seamănă cu Șrec de pe timpul lui Dodon, care un fel de pălisos. Acest interlop omorât, ultimele zile se vede. Și cu ăsta cu om, se certa, care cu 200 de kilograme de heroină, și îi spune, scoi, transmite și lui la pleșcat, fost miniștri la restul, oare ne întoarceți banii? Cu ne-ați promis că aici să-i hotărâți situația, dar ați hotărât-o 50-50. Deci acolo un scandal între dânși. În plus, norvegianul care stătea cu el la masă, cetățeanul Norvegiei, tot interlop, în baza
prelucrărilor operative a fost stabilit că el când venea la întâlnirea asta cu turcul, i-a transmis unui rus adresa și ora unde se întâlnește. Eu sper că când ați vie ofițerii din Scotland Yard zile următoare să iei probele ADN, când îi cred pe noștri, măcar noștri să aibă curaj și le arăte și cu dosarele astea. Ele ca bă, vreodă să lupte cu narcotraficul. Ai înțeles, da, în țară? De ele real sunt ca sfite mei, ei prin dosarele astea care le pășeau la noi în Moldova, era teme juridică, au amis nu și băi extradați, ai înțeles? La ăsta am pușcat, în telefon, eu găsit fețele la câțiva din filaj de la SIS, care anterior îmi plau după când aud că nu pot să extrada o persoană din momentul șerută ziua și mai departe. Deci voi la intrare în țară, blocați sportivi, că ei vin să pregătească переворот de la ruși. Voi opriți artiști, то есть, ași артиști, как бы, с русский мир. Și vin din partea lui Putin să aducă un novicioc. Типа. Înțelegi? Да, ăștia au venit ca părți vatamate, orice.